Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj invită cetățenii joi 20 octombrie la vernisajul expoziției Fenomenul Duduman prin lumea culturală din Oltenia. Evenimentul va fi susținut în foaierul Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, începând cu ora 17. Evenimentul reprezintă o premieră în peisajul cultural românesc, fiind realizat în parteneriat cu toate centrele culturale din Oltenia. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Olt, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Palatul Culturii Teodor Costescu din Robeta Turnul Severin, Liga Culturală Fiii Gorjului București, Obșta Peștișani și Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. Expoziția este un omagiu adus personalității din Oltenia și face parte din evenimentul Gorj Fest 2022. În cadrul expoziției pot fi vizualizate portrete ale unor personalități oltenești în viziunea grafică a artistului plastic Codruș Duduman. Mai mult, va avea loc și lansarea albumului Fenomenul Duduman prin lumea culturală din Oltenia, autor Teodor Dădălău, apărut la editura Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, tipărit cu sprijinul Consiliului Județean Gorj. În cadrul expoziției moderate de Nicolae Conade, secretarul literar al Teatrului Național din Craiova, puteți vedea portrete ale unor personalități oltenești în viziunea grafică a artistului plastic Codruț Duduman. În cadrul acestei manifestări culturale va avea loc și lansarea albumului Fenomenul Duduman prin lumea culturală din Oltenia. Expoziția este un omagiu adus personalităților din Oltenia și face parte din evenimentul Gorj Fest 2022. Expoziția de portrete ce va fi prezentă la Craiova însumează un număr de aproximativ 140 de personalități marcante ale culturii oltenești, de la actori de teatru și film, la poeți, scriitori, artiști plastici și personaje ce au contribuit la dezvoltarea mitului oltenesc. Imaginea lucrărilor este una figurativă, iar expresivitatea este redată de paleta restrânsă de culori, armonia griurilor valorice și structura suportului lucrării, ce poate sugera o anume reverberație a ecoului cultural de-a lungul timpului. Din punct de vedere tehnic, am optat pentru tehnica graficii, folosind tușul ca elemente de bază, urmărind redarea sculpturalității prin desen, o asperitate subliniind astfel universul meu lăuntric, o anume sobrietate a imaginii și pledoaria mea pentru volumetrie, introspecție și dialog tainic, a declarat graficianul Codruș Duduman.